Bună ziua, domnule primar, două cuvinte despre acțiunea de astăzi. Ce se întâmplă la Tritani? Bună ziua și mă bucur că sunteți din nou printre noi, alături de această acțiune frumoasă care se numește o acțiune de întreținere a plantației, care acum un an a fost făcută aici. Aproximativ 40.000 de puieți au fost plantați în această zonă a Triteniului de Jos, Derdelău, și facem o lucrare de întreținere care este necesară pentru a da o putere puieților să crească, adică se numește descopleșitul. Deci este lucrarea care se înlătură buruienile de lângă picheți, se sapă tot iarba, tot ce există, ca el să poată să dezvolte în condiții normale. Practic, din cei 40.000 de puieți care s-au plantat anul trecut, cât s-au prins, cât vor deveni de fapt copaci? Deci putem să spunem că admir și rămân mereu impresionat de faptul că văd că foarte bine, cred că un procent de peste 85% aici în Tritenii de Jos. Și am prins chiar o perioadă secetoasă când am efectuat plantația, dar foarte, foarte bun procent de prindere, spre deosebire de Triteni de Sus, care pot să spun că e 90-95%, pentru că am prins o toamnă ploioasă, cu zăpadă, cu precipitații, și astea au fost condițiile care au dus la prinderea aproape în totalitatea puieților. Cine sunt tinerii care vă ajută astăzi? Am văzut că sunt cel puțin 100 de voluntari aici. Deci, aproximativ, și chiar ați estimat bine acest număr, după cum dumneavoastră v-ați uitat. Acești tineri sunt tinerii comunei Tritenii de Jos, oameni locuitori ai comunei Tritenii de Jos, a satului Tritenii de Jos. Avem și de la Cluj tineri care au venit să ne ajute la această lucrare care e necesară și foarte importantă pentru plantația noastră. Eu mă bucur foarte mult că ei au dat curs acestei chemări, anunțându-i pe site-ul primăriei și pe alte mijloace de Facebook, prin care am solicitat și am trimis câte o invitație fiecărui locuitor sau gospodării din Tritenii de Jos pentru a participa, și sunt mulțumit că au dat curs invitație și că am fost împreună astăzi să facem o lucrare deosebită și de importantă pentru pădurea care se numește Pădurea Ta, și fiecare poate să participe cu ceva pentru a o avea în creștere, așa cum sunt celelalte păduri. Mai ales că avem perioada de 7 ani, care noi trebuie să întreținem această pădure. După cum bine vedeți, am împejmuit-o, am pus porții, deci e o zonă în care nu pui permisă intrarea animalilor pentru a distruge această cultură, și vrem ca în continuare ea să fie păstrată și întreținută în așa fel încât după cei 7 ani să fie preluată de Ocolul Silvic. Practic, care vor fi următoarele lucrări pe care le veți executa aici, ca ea să ajungă la maturitate? Deci, noi avem de făcut efectuată lucrarea de decopleșit, o să curățăm toți spinii și toți măcieșii care au ieșit în această zonă, o să cosim taluzurile pe care desparte terasele în care sunt plantați puieții, și cam acestea sunt lucrările în care ei să îi ținem mereu în lipsiți de vegetație care să concureze în creștere cu puieții. Anul ăsta ați mai avut o importantă campanie de împădurire alături de tășulea asta social. Ce ne puteți spune despre zona de acolo, din apropierea stadionului? Pot să vă spun că mi se face părul de găină când ziceți că pielea, să zic așa, de tășuleasa care au fost promotorii acestei acțiuni, și țin să le mulțumesc pentru toată viața, pentru că ne-au ales pe noi ca această locație să fie plantată, și acțiunea care am făcut-o în toamnă cu ei la Tritenii de Sus, de care mă bucur foarte mult, am depus și noi foarte multă muncă, într-adevăr, dar am primit un ajutor substanțial din partea lor, și noi vrem să stăm în fața lor cu, cum să zic, cu fața și cu brațele deschise, ca să mai vină pe la noi. Vreau să-i invit pe această cale să vină să vadă cum este plantația la ora actuală, ce minunat sunt puieții, și e foarte, foarte, foarte impresionant faptul că noi am reușit cu voluntari să facem o lucrare care ar putea să zice că ar fi o lucrare care se face numai cu specialiști și cu persoane care sunt calificate în acest sens. Noi am făcut-o cu voluntari și le mai mulțumesc o dată pe această cale la președintele asociației, Alin Ușeriu, Tibi Ușeriu, care au adus foarte multe fonduri și foarte mulți sponsori și foarte mult a contribuit la această asociație, și mă bucur, vreau să fiu alături de ei și să ne sprijine în continuare, precum și noi vrem să le dovedim că ceea ce au pornit ei, deci noi o să ducem pe mai departe ca să
poată să spună după zeci de ani că aici ei au promovat acest proiect. Dacă ar fi să estimați pentru Triteni cam ce suprafață este împădurită și cam cât ar mai fi necesar? Deci noi la ora actuală avem 75 de hectare împădurit și mai avem în intenție să mai împădurim 25 de hectare pentru următoarea perioadă, în așa fel încât să însumăm o suprafață totală de 100 de hectare care ne-ar permite să avem un paznic propriu al pădurilor din zona noastră și al proprietății comunei Triteni de Jos. Deci la ora actuală să înțeleg că nu există acel paznic. La ora actuală, paza la plantațiile noi se face de către primărie. Noi suntem cei care asigurăm paza din sat, asigură paza acestei suprafețe de pădure, iar pădurile care le avem în comună sunt sub paza ocolului silvic. Depinde de ce ocol silvic aparține. Dacă aparține de ocolul silvic Turda, dacă aparține de ocolul silvic Mureș, pentru că noi suntem pe două ocole, paza de la ocolul silvic Luduș, județul Mureș. Pe finalul interviului nostru, un mesaj pe care doriți să-l transmiteți celor care vor veni sau vor să vină alături de dumneavoastră în viitoarele campanii. Vreau să le mulțumesc tuturor care au participat la această acțiune de amploare. Vreau să le mulțumesc și celorlalți care au luat la cunoștință și probabil că pe viitor își vor da seama de necesitatea acestei păduri. Vreau ca în această zonă pe care dumneavoastră vedeți că deja este amenajată într-un oarecare mod, să avem o tradiție și în fiecare an în zona sărbătorii de 20 iulie, de Sfântul Ilie, să fim aici pentru o lucrare, pentru o serbare, pentru ceva care reușim să amenajăm aici. Vă mulțumim, doamnă. Așa și eu vă mulțumesc să fiți de fiecare dată alături de noi. De câte ori ne-am chemat. Da. Haideți, vă așteptăm, știu că v-a fost greu. Haideți la un suc. Suc.